Iată, a vrut să apăr interesele cetățenilor din raionul Șoldănești. Iată, asta una la mână, a doua la mână, a fost pur și simplu un interes personal. Mi-am dorit, n-am crezut, cu toate că în seara zilei de alegeri, noi cu careva colegi de-ai mei, chiar am pus și un rămășag acolo. Cineva a spus că va ajunge în Parlament, de exemplu, 52-53, cineva a spus 55, cifra 55. Eu am spus că nu mai puțin de 60, am pus rămășag și am câștigat atunci. Lista de candidați eu eram a 72, după ce a mers, vă zic că cifra a mers mai jos, eu am ajuns pe lista deputaților, eu am ajuns când eram cifra 66. Dar dumneavoastră, dar mă cunoașteți că s-au plecat în guvern. Eu mă degrabă mă așteptam undeva peste 2 ani de zile, fiindcă peste 2 ani de zile, vă zic că alegerile locale, o parte din deputați precis că vor pleca la diferite funcții de președinți de raion și alte funcții, și iată, eu mă așteptam undeva, da, acum, într-adevăr, eu nu m-am așteptat. Păi, e foarte greu de spus. Eu am studiat care sunt drepturile deputaților și deoarece, iată, acum toți vorbesc că inițiativă legislativă, inițiativă legislativă. Eu personal nu am găsit nicăieri unde un deputat este obligat că el să facă inițiativă legislativă. Este în drept, dar obligat nu. Totuși, sper că până la sfârșitul mandatului, sper că o să fim toți sănătoși și o să ajungem până atunci. Iată, îmi propun cel puțin 4-5 proiecte serioase. Careva domenii, despre aceasta nu vreau să vorbesc acum, eu undeva o să mă axez pe aceste chestiuni undeva la începutul anului 22. Iată, și dar asta până ce rămâne așa pentru mine numai. Pentru public, un secret. Nu este prietenul omul acel care îți ascund neajunsuri, dar este acel care ți le arată. Numai decât ori să le indic. Și în virtutea vă zic, hai să zicem așa, funcțiilor care le are un deputat, eu își cer de la dânsul. Iată, pentru a nu încălca legea. Probabil că nu o să ajung până la careva denunțuri, fiindcă până la denunță mai sunt și alte modalități pentru a pune la punct careva lucruri. Instrumente pașnice, instrumente de a convinge, iată, de a te baza pe careva prevederi a legii, iată. Dacă va fi ceva grav, va fi afectat, să zicem așa, poate nu pentru vorbe frumoase, securitatea statului sau, de exemplu, persoana va fi într-o situație primejdioasă, atunci, evident, eu voi fi obligat să acționez conform prevederilor unor legi. Am destulă experiență, am dat statului 40 de ani de activități, începând cu anul 74, până acum am fost în diferite funcții, am pe diferite domenii, am activat ultimii 30 de ani, 9 luni și o zi, am fost cu epoleți pe umăr, eu cunosc careva chestiuni. Am lucrat în organele securității statului. Am fost ofițer a Serviciului de Informații și Securitate. Of, primul loc de muncă, am început activitatea în 74, după finalizarea școlii medii de cultură generală din satul Cotejene Mari, satul Urschi, dumneavoastră știți, cred că cunoaște acest lucru. Iată, și am fost muncitor, lăcătuș. Am început la funcție de lăcătuș. După ce am plecat în armată, după armată am venit, am intrat la universitate. Păi, Uniunea Europeană, fetelor, de ce? De atâta că cred că nu o să supere nimeni dacă zic asta ni scăparea noastră. Păi, istoria românilor, iată, dar pentru a construi viitorul trebuie cunoscut și trecutul, ceva din trecut. Iată, chiar și voi n-ați studiat, da, istoria Republicii Moldovenești. A treilea, eu, de exemplu, am și îl propun la tăți ca să citească ceva despre serviciile speciale din lume. Eu spun în limba rusă, spate? Nu, eu o să traduc, dar probabil că nu o să traduc corect. Atunci se numea KGB Sivone. Iată, eu am critica asta și mulți o preferă și mulți mă cer. Iată, acolo sunt date niște momente care ne arată nouă realitatea care era atunci
și cum o vedem noi cu ochii în ziua de azi această realitate de pe vremea puterii sovietice. La mine soția mea e profesoară de limbă română și are o sumedenie de cărți. Noi citim acolo spate de Eminescu, Alexandri, tot absolut.